Acești oameni sunt din localitatea Albeștii de Argeș și au fost invitați la o evaluare a propriei sănătăți. După sătenii din comunele Brăduleț și Căldăraru, acum a venit și rândul lor. Unii dintre ei nu au fost niciodată la doctor, deși au vârste înaintate. Păi vreo 3 ani de... n-am mai făcut așa la aparate, la consultații. Câți ani aveți? 60. Mulți înainte. Mulțumesc. 80. Și cum vă numiți? Mărunțelul Nicolae. Mulți înainte. Mulțumesc. Dumneavoastră, de unde ați aflat de Ana de consultație? Și mie pun sat oamenii, că du-te bă că la școală, că vin o comisie de doctor și te consultă, are ecograf și te consultă tot ce ai. Medicii care i-au consultat sunt de la Spitalul Militar din Pitești și participă la o campanie inițiată de Ministerul Apărării Naționale cu scop de evaluare a sănătății oamenilor din județele Argeș, Vâlcea și Dâmbovița. Desfășurat activitatea Compartimentului Primir de Urgență și a Medicinei de Familie. După un scurt triaj aici cu anamneză, sumară și o determinare de tensiune, glicemie și un traseu EKG, pacienții după aia merg în evantai spre specialitățile pe care le-am adus astăzi cu noi, specialități clinice pe care le avem în cadrul spitalului, cum ar fi medicină internă, psihologie, psihiatrie, neurologie, ORL, ortopedie, cardiologie, unde fiecare pacient care s-a prezentat este consultat în specialitatea respectivă. În cadrul caravanei intitulată Uniți sub tricolor prin sănătate, la Albeștii de Argeș au fost doctor militar de medicină internă și de familie, oftalmologie, cardiologie, ORL, psihiatrie, neurologie și un ofițer psiholog, asistența medicală de urgență fiind asigurată de compartimentul primiri urgențe. Este încă una din acțiunile pe care Spitalul Militar de Urgență dr. Ion Jeanu Pitești le efectuează în teritoriul arondat de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale, și anume județele Argeș, Vâlcea și Dâmbovița, în scopul identificării în teren a problemelor de sănătate și în scopul venirii în sprijinul pacienților care nu pot ajunge în timp util la un medic. Cei pe care îi vedeți sunt foarte mulțumiți, spun că altfel nu ar fi ajuns niciodată la medic.